Salutare! Astăzi avem o invitată specială la canalul nostru, Ioana Chiche Macoviciuc, sau cum mulți o știu, Prințesa Urbană. Mulțumesc din suflet, Ioana, că ai acceptat invitația noastră. Îți mulțumesc că m-ai invitat, sunt onorată să particip la acest interviu. Să știi că eu te admir foarte mult, urmăresc ce faci, atâta cât se poate, nu te gândi că I'm not a stalker, just a follower and a fan. Felicitări pentru ce faci și abia aștept să văd ce te-ai plănit să mă întrebi. Hai, mulțumesc, sunt onorat, mai ales pentru că am crescut cu cărțile tale și, de fapt, întotdeauna am fost plăcut surprins de ele. Și, după cum văd că și părinții mei cumpără cărțile tale noi, bănuiesc că o să te mai citesc pentru mulți ani. Sper că spui asta cu bucurie Cu și nu. multă bucurie, da. Astăzi ne concentrăm pe cele două volume din Caietul. Ioana, oare de ce ai numit prima carte un roman scurt, iar celălalt un roman ilustrat? Nu a fost așa un plan, să știi. Lucrurile au curs foarte natural. La primul volum din Caietul, despre care eu credeam că o să fie și singurul, nu am avut în plan să transform subiectul într-o serie. Mi s-a părut foarte natural și să-l numesc așa, pentru că este despre un caiet cu întrebări și răspunsuri, și pentru că pe vremea mea era oracolul ăla, știi, caietul, cu tot felul de Da, lipituri, cu da. semnături. Era, nu știu dacă se mai practică acum, mai faceți chestia asta? Se mai practică, da. De fapt, chiar acum la română mai vorbeam despre textul Oracolul. Da, iată, super. Mi se pare o chestie foarte faină și te ajută să-i cunoști pe ceilalți. În fine, mi-a plăcut foarte mult. Da. Am vrut să descriu cumva foarte concis și relevant pe copertă despre ce e vorba, pentru că m-am gândit că nu sunt foarte multe cărți ca aceasta și am vrut să explic cumva ce am pus acolo, că practic e tot o carte pentru copii, dar un pic mai lungă decât celelalte. Niciun roman de mare întindere nu era. Și atunci m-am gândit că e un roman mic pentru fetele care cresc mari, că a sunat așa, se potrivea un pic poetic. După care al doilea a fost mai lung, pentru că m-am oprit greu din scris și a fost considerabil mai mare decât primul. Poate că ai observat că ilustrațiile sunt mai mici și Da, mai da, da, da. puține, sunt și mai multe pagini în al doilea. Și am zis că nu ar fi corect față de el să-i spun că e mic, că deja era un pic mai mare. Dar trebuia să am un atribut la roman, să nu fie doar roman, ci ce fel de roman este și pentru că ilustrat, uite așa. Acum nu știu dacă o să mai fie și partea a treia, nu există un plan, dar dacă muza o să dorească, poate că va exista cândva și el. Ce o să mai fie, ce fel de roman o să fie al treilea, habar nu am. O să aflăm Da. împreună. Da. Am observat de asemenea că pe blogul tău o pomenești adesea pe mica Ioana, pe fetița Ioana, pe tine când erai mică. Există o legătură între Mura și fetița Ioana? Ca să ne înțelegem, Mura este personajul principal al cărții. Despre știi că nu știu cum este pentru alți scriitori, dar cam toate personajele mele sunt într-un fel eu. Într-o versiune mai veche sau mai nouă sau exagerată sau caricaturală, eu pot să scriu doar despre ce am trăit și sigur că brodesc și creez mult pe fir, dar firul este întotdeauna ceva foarte personal pentru mine. Și Mura a pornit prin a fi fetița mea, cea care pune întrebările, le scrie în caiet, pentru că nu are curaj să le adreseze mamei, că simte că e ceva acolo sensibil, care poate că n-ar crea rușine sau teamă sau nesiguranță. Și, dar apoi, pe măsură ce îi răspundeam Murei, mi-am dat seama câtă nevoie aș fi avut și eu, ca cineva, să-mi spună că e normal să mi se schimbe corpul, că e normal să mă simt diferită, că e normal să nu-mi placă de părinții mei uneori. Nu, nu ne-a spus nimeni și cumva părinții le era foarte greu să ne ofere minimul, adică căldură în casă, ceva carne pe masă.
Iar cumva nevoile astea emoționale erau foarte jos pe scara priorităților, nu pentru că ei n-ar fi vrut, ci pentru că nu au putut și nu au știut. Lor nu le-a spus nimeni. Cum părinții de azi sunt foarte norocoși, că găsesc informațiile astea peste tot. Și dacă deschid televizorul, găsesc un psiholog care spune, stai, petrece timp cu copilul tău, ascultă emoțiile, va fi alături de el. Pe vremea aia nu era despre asta. Și mi se rupe sufletul de părinții mei care s-au străduit și eu tot n-am simțit că primesc ce mi-am fi dorit, deși ei săraci chiar au făcut ce au putut. Și acum, pe măsură ce am înaintat în vârstă, am înțeles asta și le mulțumesc pentru tot ce au făcut. Dar mie mi-a lipsit foarte, și nici la școală, nu era nimeni, n-avea timp să hai să vorbim despre ceea ce țin. Nu era. Și am crescut cu foarte multă nesiguranță și cu informații greșite și cu sentimente de vină și foarte multă rușine. Iar eu îmi doresc ca copiii mei și prietenilor și toți copiii de vârsta asta a schimbărilor să primească asta, asigurare că e ok ce simt și că pot să îndrăznească să-și întrebe părintele sau poate un profesor în care au încredere apropo de ceea ce simt. Și da, eu sunt mura pentru că eu am avut toate întrebările astea, nu mi-a răspuns nimeni niciodată la ele, am răspund eu, mie, acum. Și e bine și acum. Dar au fost foarte mulți ani de nesiguranță și de suferință, multe relații în care eu nu am fost tratată cum trebuie, pentru că mie nu mi-a spus nimeni că un băiat cu care ies nu trebuie să mă jignească, să mă împingă, poate să mă lovească. Mi-a și plăcut să aflu mai devreme cum arată o relație funcțională, că pot să spun nu, în tot felul de relații, inclusiv la muncă, sau am trecut prin multe situații umilitoare pentru că n-am știut că se poate și altfel. Mi se părea că prin asta trecem toți și că asta e viața. Și asta mi-am dorit să ofer în cartea asta, în primul rând, să le spun fetelor, dar și băieților, că viața e frumoasă și că sunt ființe complete și trebuie să aibă încredere în ele, să ceară ajutor și să... că o să fie bine. Și că lumea e un loc frumos, de fapt. Și nu trebuie să fie plin de suferință și de umilință și... Că tot vorbim de aceste întrebări și răspunsuri, spune-mi, te rog, tu ai avut sau ai pe cineva care îți dădea răspunsuri la întrebări ca personajul misterios ce răspunde la întrebările Murei? Am avut o mătușă, chiar e mătușă bună, e sora mamei mele, care a avut rolul acela, nu știu, că în filmele americane e mereu un unchi sau o nașă sau un personaj din ăsta super flamboyant și simpatic. Așa a fost mătușa mea pentru mine și când aveam lucruri legate de băieți sau de... Nu puteam să-i spun chiar orice, dar în orice caz cu ea puteam să vorbesc mai ușor decât cu mama, pentru că nu era aceeași implicare emoțională și ea era mai relaxată și mai prietenoasă și aveam încredere că nu o să mă omoare dacă îi spun tot ce întrebe cu cap. Așa că da, ea a fost cel mai apropiat personaj de dătătorul de răspunsuri din carte și m-a ajutat enorm până când am devenit femeie adultă și m-am desprins. Ea a fost reperul meu și dacă nu aș fi avut-o nici pe ea, mi-aș fi fost mult mai greu în viață, sunt convinsă. Deci m-am regăsit în unele întrebări pe care le pune Mura, fiindcă sunt niște întrebări care sunt puse adesea de copii care trec prin adolescență. Care crezi că a fost reacția primită de cititori? Mulți mi-au scris prin părinții lor, pentru că nu au toți conturi pe... Cartea a fost citită și de copii de 7 ani, de 8 ani, de 9 ani, care nu sunt încă prezenți pe rețele sociale sau nu au adrese de mail. Am primit foarte multe întrebări. Foarte mulți copii s-au simțit inspirați de poveste și și-au dat seama că au și ei, pe lângă întrebările din carte, ar mai fi avut lucruri. Dar cumva așa a apărut și volumul 2. Pentru că au fost multe întrebări foarte bune. Toate întrebările din volumul 2 sunt întrebări pe care le-am primit de la copii. Fie în întâlnirile mele cu clase diverse din București sau din țară, am făcut foarte multe întâlniri pe Zoom cu copii între 8 și 14-16 ani și întâlnirile noastre fie întrebau direct, fie îmi trimiteau în chat, fie îmi trimiteau după. Am primit și de la mici cititori prin părinții lor și mi s-au părut atât de mult bune multe dintre ele încât am vrut neapărat să le adresez în volumul 2. Acum am creat o căsuță de mail
de e-mail unde copiii îmi trimit prin părinților sau singuri întrebări și le răspund acolo, mă rog, nu le zic că eu le răspund, pe dătătorul de răspunsuri le răspunde, și primesc întrebări foarte pestrițe legate de animale de casă sau de prietenie, dar sunt și, de exemplu, mi-a scris o fetiță adoptată despre care suferă foarte mult pentru că colegii râd de ea pentru că este adoptată și ne scriem deja de ceva vreme pentru că este greu și eu încerc să o susțin așa cum pot. A fost foarte multă bucurie la sosirea cărții pentru că a fost un spațiu acolo care trebuia umplut, cred eu, apropo de nu doar de schimbările corporale, ci mai ales de schimbările emoționale și cred că faptul că totul se întâmplă într-o poveste care are și un pic de mister și un pic de umor, i-a ajutat mult pe copii, pe cititori, să se simtă bine cu ei și să nu-și mai facă atât de multe griji legat de ce li se întâmplă. Cât o veni vorba de cititori mici, îmi place să văd cum cărțile tale, într-un fel, cresc odată cu copiii tăi. Spune-mi, te rog, cumva îți pregătești copiii pentru această etapă grea de pubertate sau te pregătiști pe tine? Da, foarte bună întrebare. Uite, seria asta cu Eman și cu Eric, care a crescut foarte mult, așa, nici nu știu de unde, și care e o serie mai degrabă amuzantă și foarte liniștitoare, așa, nu are o miză uriașă din punct de vedere al însoțirii neapărat, cum are Caietul, pe care am scris-o pentru că vreau să ajut. Seria cu Emma și Eric, am scris-o pentru că vreau să-i fac pe copii să râdă. Asta a fost și la fiecare carte, mai întâi fac firul poveștii, după aceea mă gândesc la toate glumele pe care vreau să le fac și abia după aceea încep să scriu și ăsta e planul. Vreau să se distreze copiii. Și da, personajele cresc, e normal, și copiii, cititorii cresc și au nevoie de cum ai crescut și tu. Acum, Rita, mai omul, se asigură că ești, de fapt știu că ești mai înalt decât mine, doar ne-am întâlnit de curând. Dar da, în Caietul, clar, am scris pentru fetița mea, în primul rând, pentru că ea nu mi-a pus întrebările astea, dar eu le văd în ea. O văd cum se uită în oglindă, o văd cum cade pe gânduri uneori, o văd cum observă cu mine. Și știu că se gândește la lucrurile astea. Îmi place să cred că încă o cunosc bine. Și am vrut să ies în întâmpinare cumva. Și ea a citit cartea de câteva ori, dar nu mi-a spus nimic după aceea. Ori urmează, ori și-o fi notat ea pe undeva. Sper că a ajuns mesajul meu de iubire și încredere la ea. Dar mă ajută și pe mine. M-a ajutat enorm să scriu, să-mi răspund, să-mi dau eu mie încredere și asigurare că sunt într-un loc bun. Da, urmează și cu Ivan, probabil, sigur. Nu știu în ce fel, nu știu cum e pentru băieți, că el dacă nu e în etapa asta, eu încă nu am avut ce să observ. Dar poate că, uite, volumul 3 va fi mai mult despre băieți și mai puțin despre fete, se vede. Cum ziceam la început, tu scrii pentru toate vârstele, scrii ficțiune, non-ficțiune și, de fapt, și unele cărți de bucătărie. De unde izvorăște această dorință de a scrie? Îmi place foarte mult să scriu. Este un spațiu în care mă simt bine, mi-este ușor să fac asta. Îmi place, mă exprim foarte bine în scris, mă arăt pe mine, mă dezvălui, iar faptul că știu că atât de mulți oameni și mai ales copii pe care îi prefer, dacă trebuie să aleg între copii și adulți, preferații mei sunt întotdeauna copii. Faptul că pe ei bucură ceea ce scriu, pentru mine este o motivație foarte puternică. Îmi vin idei aproape tot timpul, deși nu propun, uite, acum mă așez și vreau să mă gândesc la o carte, nu știu, fac de mâncare sau sortez rufele pe care le-am scos din urcător sau îmi fac patul sau whatever ce mă ocup eu pe aici prin casă și pur și simplu ideile îmi vin sau mă joc cu copiii, ne jucăm nu știu ce pe covor și unor nu am timp să ajung la laptop să-mi notez și uit, unor nu mai aduc aminte niciodată, alteori mi-aduc aminte seara la culcare și poate chiar iese o carte de acolo. N-am avut niciodată un plan sau pur și simplu lucrurile au curs așa, eu mă simt ca un canal, nici nu cred că este lucruri care vin neapărat din mine, ceva undeva
are nevoie ca eu să materializez, să scriu lucrurile astea și unor mă simt foarte inspirat, altora în perioade lungi, cum este cea în care sunt acum, de exemplu, în care nu-mi vine să scriu nimic și am idei în alte domenii, de evenimente, de întâlniri, dar de scris, în momentul ăsta, muza mea, cred că este la plajă. Îmi place să mă gândesc că este la plajă undeva. O să se întoarcă la un moment dat. Nu pun presiune, nu mă grăbesc. Cititorii așteaptă, au ce citi. Nu e ca și cum în lipsa cărților mele se oprește pământul în loc. Așa că, da, mă inspir din tot ce trăiesc și asta mă ajută să fiu foarte prezentă. Și la ce mi se întâmplă, să ascult, să miros, să văd, observ. Și îmi place să trăiesc așa, pentru că în felul ăsta nu mă grăbesc și nu simt că o trece viața pe lângă mine. Mi-ar plăcea să mai stau de vorbă cu tine, doar că aș mai salva niște întrebări și pentru alte întâlniri, dacă vei fi disponibilă. Pentru mine, cărțile tale sunt categoric in și le recomand tuturor cititorilor de toate vârstele. Îți mulțumesc mult pentru timpul și generozitatea ta. Brand. Te pup!